Hei, salut! Salut din India! Acum suntem în orașul Jaisalmer. De fapt, deja părăsim orașul Jaisalmer. Astăzi este ultima zi, suntem la aeroport. Mergem înapoi către Delhi. Deci până în New Delhi sunt aproximativ 1000 de kilometri și ne-ar fi luat cam aproximativ vreo 20 de ore ca să ajungem acolo în New Delhi cu trenul. Dar am hotărât să luăm un bilet la avion, deoarece nu sunt foarte scumpi. Am achitat cam aproximativ 130 de dolari pentru ambii. Și este un preț ok. O să fim acolo în timp de 3 ore în New Delhi. După cum se cunoaște că în India se întârzie transporturile și chiar și avioanele, dar am nimerit și noi în așa situație. S-a amânat zborul nostru tocmai cu 2 ore și avem foarte puțin timp escală ca să nimerim la următorul avion, dar sperăm că totul va fi bine. Zborul nostru este cu escala în Jaipur. Am sunat la compania aeronautică și au zis că o să reușim. În 10 fapt, minute? În 10 minute, da. Practic o să coborâm dintr-o aeronavă și o să funcționăm în alta. Acum suntem în așteptare, e o căldură totală, aer condiționat nu lucrează în aeroport. Nu e aeroport. Nici Wi-Fi nu este, deci așa. E aeroportul foarte micuț, dar e destul de întreținut, curățenă. El e nou, de fapt, ăsta. Am avut noroc totuși, până la urmă acum suntem în Delhi. Dar e scala din Jaipur, când au trebuit să luăm avionul către Delhi, a fost cea mai scurtă din care noi am fost vreodată. 10 minute, repede. Avioanele erau una lângă alta așa parcate. Noi numai am ieșit din unul și am intrat în altul deodată și ne-am pornit. Da, avionul din Jaipur de fapt ne aștepta pe noi. Și am reușit într-un fel, într-un bun sfârșit, am scăpat, n-am mers acele 5 ore cu autobusul, deoarece nu e mare distanță, dar în fine e mult timp de mers cu autobusul, așa am scăpat și am mers cu avionul. Acum e important să vedem dacă hotelul ne mai așteaptă, că e deja târziu, e jumătate la 11 seara și nu știu dacă să putem să facem check-in. De ce să vedem? Nici nu pot să-i contactez, că le scriu mesaje, dar nu-mi răspund. Așa, astăzi suntem deja în New Delhi. Am venit aici pentru ca să plecăm în noua destinație și avem la dispoziție o zi. Și în această zi ne-am întâlnit cu un coleg de-al lui Costi, care ne distrează așa un pic prin New Delhi. Iată, este acolo din urmă. Am venit să luăm niște dulciuri indiene, care sunt o grămadă. Este un shop aici destul de popular. Și după aia mai mergem prin New Delhi să mai vedem ceea ce n-am văzut în prima noastră vizită din New Delhi. Așa, mi-am luat așa dulciuri de la compania asta, firma asta. Avem aici peste un kilogram de dulciuri. Touch someone's car, it's nothing, nothing special, nothing... It is not. But then there could be some people who could really get into a fight with you for that. I mean, there can be some people, but I really don't care. Here we are in New Delhi again with our friend Piyush. He's actually working with me. I contacted him and he just a short tour in here in New Delhi. Actually, this is not New Delhi, but is Gurgaon. Gurgaon? Gurgaon, yes. Gurugram. So we're enjoying here with him today, because today we're flying to another destination that you'll find out later.
Right. Okay, so thank you, Piyush, for working around. Oh, you're most welcome. Okay. And come again to India. Yes, we'll come for sure because we like India. Acum căutăm un bar unde să ne ducem. Vrem să gustăm berea indiană. Și acum Piyush o să ne recomande ceva și o să mergem împreună. Aici este un loc unde sunt mai multe baruri pe împrejur. Dacă vedeți, sunt numai localuri cu baruri. Și este destul de interesant. Aici vine lumea seara, în special azi e sâmbătă. Și sâmbătă seara aici o să fie foarte multă lume și o să fie să servească alcool, ceva, să socializeze. Apropo, aici alcoolul e, în primul rând, e scump, după cum v-am mai spus, dar într-al doilea rând e destul de greu să-l găsești. Nu în orice local sau restaurant poți găsești alcool. Și sunt numai localuri speciale unde poți să găsești și construite special ca să unde poți să servești alcool, așa că e destul de dificil. Oh, nice. Right. So this is one of those very limited places in Gurgaon, or I would say rather North India, wherein they would prepare their own beer. Am venit acum într-un local unde să bem niște bere și aici chiar se fabrică bere aici pe loc. Au o fabrică lor de bere, practic. Și butoaie, mă! Super! Aici ne-au adus un fel de chestere, putem să testăm berea, să vedem care ne place cel mai mult. Așa, ia să testăm prima. Ia bine, scanter, ce arom. Gustos. E un pic acrișoară, nu știu cum. Dar e gustos. Parcă nici nu e bere. Asta e un pic mai tare, mai mult seamănă la bere. This is light and this is dark. Asta deja e bere neagră. Ia să vedem. Rather you can go this way. This one is weed, this is light and this is dark. Bere, ia uite cât e. Asta e pentru tine. Nu este în beț. Bine, o să bie o tăta asta. Și gumești. Avem și nărghilea. Huca. Huca. Avem și narghile, de fapt aici îl numesc huca. Ia să vedem. Deci mai faci ceva de știu. Are un fel de dulceață diferită, dar stai de și că am uitat. E gustul necunoscut, dar am uitat. I think it is time for cheers now. I can wait for you as well. What? Cheers. Yeah. I just hope I'm not looking back. No, okay. Yeah, this one, Karen. There is some portion of self-agent in Sri Lanka. Câte mâncare ne-a dus la Slobo? In that mycology, that are written maybe 400 they did not have. Alright. Thank you very much. It was a pleasure. So, alright. Thank you very much. It was a pleasure and thank you. I would really love you guys to come over again. Maybe spend a little more time. Okay. Maybe 2-3 days. This was really very less. Yes, it was less. We would like to spend more time. Maybe 3-4 days we could have gone out for some shopping. Yes. And maybe to organize, maybe in this case or somewhere to go together. Right. Okay. If you think you can come in Sri Lanka the next month, it would be very nice. I think we can.
honestly, the plan is that I am waiting for my final confirmation from HCL. Uh-huh. If they give me a final confirmation, let's say they give me a final confirmation on Monday that I'm good to join, most likely I'll pick the company that I'm working on. If I find a gap of 5 days, 7 days, I think, you never know, I might just come over to Sri Lanka. Yeah. So that's the plan. Okay. But, thank you. Don't let go. Chasing a beam. Suntem în aeroportul din Chennai acum. Chennai se află în sudul Indiei și suntem gata de plecare către următoarea noastră destinație. Aici am avut un layover, o escală de 6 ore, cam lungușoară. Da, cu amânare de o oră. Da, de fapt 7 s-au primit, da, într-adevăr, că a fost amânat cu o oră. Asta a fost ultima zi în India. A fost o zi minunată alături de Piyush. El ne-a plimbat un pic prin suburbiile capitalei New Delhi. Am explorat un pic orășelul Gwargum. Care, de fapt, ne-a plăcut foarte mult. Este un orășel foarte curat. Adică, față de toată India, parcă nu este din India. Da, e relativ curat și are destul de dezvoltat, adică are clădiri înalte, oficii. Aici, de fapt, Gwargum și Socoate și centru IT din India, că aici sunt foarte multe întreprinderi IT. Și el ne-a servit cu dulciuri, cu beri, adică a fost ceva foarte interesant. Ne-a arătat în special berea locală, care a fost foarte gustoasă, dulciurile locale din India, care sunt nemaipomenit de gustoase. În general, în afară de orășelul Gwargum, India e destul de murdară și haos, adică chiar nu ne-am așteptat. De fapt, noi avem așteptări că India e cea mai murdară țară de pe planetă, dar nici chiar așa. Chiar nu ne-am închipuit că poate să fie așa ceva. Avem impresia în unele momente că suntem într-o perioadă apocaliptică, un sfârșitul lumii, nu știu, adică ceva care ne-a uimit și ne-a schimbat în deopște mentalitatea și viziunea noastră despre Pământ. Cred că problema principală aici este suprapopulația, deoarece sunt foarte, foarte, foarte mulți oameni. Vă închipuiți, 1,25 miliarde de oameni, asta e foarte mult. Și ei deja nu mai au ce mânca acolo, adică au consumat toate resursele de pe pământ. Din cauza gazelor e o căldură foarte mare, puține precipitații și nici plantele practic nu cresc așa cum ar trebui să crească. Deci eu consider că India ar trebui să urmeze exemplul Chinei, care interzice într-un fel să ai mai mult de un copil. De fapt, mă rog, doi copii eu cred că e suficient. Mai mult nu cred că e nevoie, mai ales indienii sau africanii sau aproape toate țările din Asia de Sud-Est e suprapopulată, așa că ar trebui... În părțile astea ei au mentalitatea că cât mai mulți copii ai, cu atât este mai bine și da. Adică trebuie să ai 10, 15 sau cât iau acolo. Da, lumea un pic s-a schimbat acum și rata de creștere a populației alarmantă, nu că e, dar e alarmantă într-adevăr și ar trebui să iei măsuri chiar oriunde în lume, nu doar în India. În schimb, lumea este foarte religioasă acolo, n-am mai văzut o țară atât de religioasă. Practic fiecare om merge la templu hindu sau care mai sunt pe acolo și în fiecare zi, chiar de câteva ori pe zi, merg și se roagă acolo. Cultura, într-adevăr, este foarte frumoasă. Chiar îmi place cum se îmbracă femeile, în special, foarte colorate. Nu spun că eu aș purta așa, însă bucură ochiul. Da. Femeile sunt foarte împodobite cu bijuterii, de cap până în picioare. Nu știu, cred că poartă vreo 2 kg de bijuterii pe ele. Până și la degetele, de la picioare au inele și, în schimb, nu par foarte
curățele, nu par foarte îngrijite, nu par atât de feminine ca femeile noastre. Dar oricum sunt frumoase. Cel mai mult cred că ne-a plăcut mâncarea de acolo. E o mâncare foarte, foarte gustoasă. Și chiar dacă majoritatea indienilor sunt vegetariani, adică nu mănâncă carne, oricum mâncarea e foarte gustoasă. Erau restaurante unde nu găseai nici o mâncare din carne, dar oricum era foarte gustoasă. În schimb, foarte mult se folosesc lactatele și mâncarea este calorică, mâncarea este foarte iute. Ați văzut, cred că, din vlogurile precedente. Este extrem de iute. Nu am mai mâncat prin Asia nicăieri atât de iute mâncarea ca în India. Însă să vă spunem că da, ne-a obișnuit și noi să mâncăm iute și poate nu chiar atât de iute cum mănâncă ei, dar aproape. Internetul e relativ bun acolo, adică nu prea am avut mari probleme, chiar dacă se întâmpla uneori și cădea curentă sau ceva, avem de rezervă telefonul și puneam hotspot de la telefon, dar e ok, adică nu e super mare viteza, dar e suficient, adică n-am avut probleme absolut cu internetul. Inițial când am venit în India, am ajuns la un hotel foarte răpănos, așa să-i spunem, pentru că așa și era. Și aveam impresia că văzând și haosul de afară și toată aglomerația, chiar credeam că or să fie așa toate hotelurile și am o depresie mare. Dar nu, hotelurile, din potrivă, sunt foarte curate, foarte bune, amenajate. Majoritatea sunt în stil indian, ceea ce este foarte interesant și pot să experimentez un pic traiul lor, așa să-i spunem. Prețurile sunt destul de ok, nu sunt foarte scumpe, dar deja iarăși există aceeași variante, când poți să-ți iei un hotel foarte scump și poți să iei un hotel și bugetar. Adică depinde de cât vrei să cheltui tu. Noi în mediu am cheltuit sub $20 pe noapte pe hotel și erau de condiții destul de bune. Probabil asta și din cauza că este low season în India și prețul la hotel este destul de scăzut în această perioadă. Oamenii, dacă sincer, mie personal nu mi s-au părut atât de prietenoși, atât de drăguți ca în alte țări pe care noi le-am vizitat. Da, chiar se uitau cu niște ochi ascuțiți și pătrați la noi. Nu știu care a fost motivul anume. Poate că suntem cu fețe albe europene. Da, noi am fost unii dintre puținii turiști în India din această perioadă, că chiar am văzut destul de puțini turiști și foarte probabil puțin. Din cauza asta și-am atras atâta atenție. Dar, în schimb, dacă, de exemplu, în Indonezia atrăgeam curiozitate pură, umană, aici trăgeam atenția de bani într-un fel, că care vreau să ne abordeze, neapărat ori ne propuneau careva servicii, ori vreau să ne vândă ceva, ori transport, ori ceva ori de genul. Ori pur și simplu să cerșească. Ori pur și simplu să cerșească, da, adică indienii, știi, nu prea le place să lucreze, dar le place să cerșească și să scoate cât mai mulți bani posibil din orice se mișcă sau orice există, mai degrabă așa. Dacă nu ești atent, poți să nimerești în capcane turistice, cum am nimerit și noi la început. Vedeți vlogul de la început, că chiar a fost ceva ieșit din comun. Și, într-adevăr, încearcă să te amăgească, încearcă să te învârtească, să te... E destul de... Da, dacă te deprinzi un pic și ești un pic așa mai nepăsător din punctul ăsta de vedere și nu tragi atenție, atunci în rest totul e bine. Dar obiective turistice aici sunt o mulțime, în special noi am vizitat zona Rajasthan, unde e foarte bogat în locuri culturale, turistice. Intrările nu sunt foarte scumpe, chiar sunt accesibile și chiar într-adevăr ai ce vedea acolo și rămâi plăcut impresionat, însă, dacă sincer, nu sunt chiar păstrate. Adică, da, într-adevăr, banii ăștia care se colectează pe intrări ar putea să investească mai mult pentru ca să întrețină locurile astea turistice. Același Taj Mahal nu-i îngrijit. A rămas un pic dezamăgit dacă ce este de Taj Mahal. Aproximativ 25% din populația Indiei trăiesc sub limita sărăciei, ceea ce înseamnă că
ca venit în total cu tot ce consum au cam sub 2 dolari și în mediu cam 1 dolar pe zi cheltuie. Dar 25% asta sunt undeva vreo 350 de milioane de oameni. Vă închipuiți? 350 de milioane de oameni trăiască cu un dolar. Da, e ceva într-adevăr uimitor. Dar sunt și foarte, foarte mulți oameni bogați. Aici contrastul, cred că e cel mai mare contrast de pe fața pământului, presupun eu, dintre oameni săraci și bogați. Aici ori ești foarte bogat, ori ești foarte sărac. Chiar și Piuș îmi povestea că el, mă rog, el lucrează în domeniul IT și el are un venit așa relativ străin, adică nu are un venit de India, adică un venit destul de mărișor. Și, India. Da, în special pentru India. Și el îmi povestea că pentru 5 dolari vine în fiecare dimineață și îi spală mașina, sau pentru 5 dolari vine de vreo 3 ori pe săptămână și îi face curat, 5 dolari pe lună, vine de vreo 3 ori pe săptămână și îi face curat, poate câteodată îi mai face și ceva mâncare. Și el practic nu face nimic, adică el plătește lumea ca să-i facă servicii, curat, să-i livreze chiar mâncarea acasă, de exemplu, sunt servicii de livrare, că îți faci comandă pe internet aceleași legume, fructe și ți le aduci acasă. Adică dacă ai bani, în India se poate de trăit. Adică dacă ai bani și toleranța față de haos și murdărie e destul de ridicată, atunci se poate de trăit foarte bine în India. Noi inițial aveam de gând să stăm 2 luni în India, însă da, chiar ai nevoie de mare curaj și multă rezistență ca să poți sta în haosul ăsta, ca să poți primi și vedea toată chestia asta, murdăria, oamenii. Noi cu greu am rezistat. Eu deja ultima săptămână credeam că nu se mai termină. Într-adevăr, e foarte, foarte obositor, mai ales ținând cont că temperatura aici e între 45 și 50 de grade ziua ajunge. Sfârâi creierul da, în cap. Ieși un pic afară și deja te inundă sudorile și adică e o căldură foarte, foarte mare și foarte obositor, într-adevăr. Sunetul ăsta când pe oameni mergi pe stradă, claxonarii, tăți strigă, tăți astăian, adică te obosește sunetul, căldura, gălăgie, și haosul și aglomerația de oameni. Da. Într-adevăr e foarte greu să stai o perioadă mai lungă în India. Și noi deja avem o lună cât am stat în India și am luat decizia, din cauza asta am luat decizia să mergem în Sri Lanka. Sri Lanka nu este foarte departe de India, am găsit niște bilete destul de ieftine, da, vom avea o escală cam lungă, dar cred că se merită și vrem să vedem care e diferența dintre Sri Lanka și India, pentru că acolo la fel sunt oameni cu aceeași cultură indiană, vrem să vedem. Este diferență? Da. Am găsit, noi avem bilet de întoarcere înapoi acasă din New Delhi și respectiv am fost nevoiți să cumpărăm bilet de retur din New Delhi până în Sri Lanka și am plătit dus întors de persoană 200 de dolari. Și așa că nu foarte scump. Am mai luat această decizie deoarece inclusiv că după Rajasthan vrem să mergem în Himalaya, în nord. Și acolo, în Himalaya, e high season la deci, deoarece acum ai vacanțele la indieni și toți se duc în Himalaya. Dar chiar în Deopște, după cât am citit, într-adevăr, Himalaya e o zonă foarte turistică, foarte întrebată, turistică și overpriced, cum s-ar spune. Adică acolo chiar și localnici indienii care au bani se duc și se odihnesc acolo unde în Himalaya, unde aerul mai curat, unde e mai liniștit. Respectiv, ei dacă au bani, ei plătesc, nu țin cont de 20, 30, 40, 50 de dolari, nu țin cont de asta. Și din cauza asta eu aproape toată Himalaya din India e overpriced și noi nu prea găseam hoteluri mai ieftine de 40 nici ca acum. De 50 puteai să mai găsești așa destul de ok, un hotel destul de ok puteai să mai găsești. Și pentru noi 50 de dolari pe noapte este
prea mult. Da, e prea mult. Și de, așa după calcule ne reușim mai ieftin să cumpărăm bilete de întoarcere în Sri Lanka decât să stăm aici în, în Himalaya. Și în Himalaya, în Sri Lanka oricum e o țară nouă care ne dorim să o explorăm. Acolo, apropo, e climă tropicală și noi deja simțim lipsa climei astea tropicale cu multă, multă verdeață, o climă mai umedă, da. Și temperaturi nu atât de ridicate. Că, apropo, chiar dacă Sri Lanka e cu mult mai la sud față de Rajasthan, acolo e cu mult mai răcoare. Acolo media temperaturii e 30 grade, dar aici e 45 media. Aproape de 50. Aici știu destul de bine engleza, apropo, indienii, că după USA, asta e a doua țară după numărul de populație care vorbitor de limbă engleză. Asta ce înseamnă? Adică aproximativ 20% din populația Indiei știa vorbi limba engleză. Dar 20%, asta cât e? 250 de milioane de oameni. Mai mult decât în UK. Da, mai mult decât în UK. Și, de exemplu, paradoxul e că în India, de exemplu, sunt mai mulți oameni care știu engleză decât în UK, unde e limba nativă. Însă trebuie să ciulești foarte bine urechile când vorbesc indienii, deoarece au un accent aparte, de multe ori nu înțelegeam nici eu, nici Costi, da, era dificil și întrebam de 3-4 ori și până la urmă ne înțelegeam prin semne mai scurt, pentru că, da, pronunțarea lor e rea de tot. Dar un pic ne-au obișnuit pe la sfârșit și parcă e ok. În curând nu știu dacă o să mai revenim în India, că, mă rog, e o experiență unică care neapărat oricine ar trebui să o experimenteze, să experimenteze India. Și, dar a doua oară nu știu dacă o să ne venim, pentru că într-adevăr au fost foarte multe chestii noi pentru noi care șocante și care ne-au schimbat mentalitatea, ne-au schimbat viziunea față de lume. E ceva, adică, nu știu, eu sper că și viziunea voastră un pic o schimbat-o, că ne-a străduit să redăm în vlogurile noastre India din punctul nostru de vedere, cum o vedem noi și sper să avem o viziune obiectivă. Cum de fapt noi am experimentat India și ce greutăți și ce lucruri frumoase am întâlnit acolo. Ca de obicei în călătorile noastre noi ne străduim să economisim și dar totodată să nu ratăm obiectivele turistice la care mergem și iată cam cât am cheltuit noi în timp de o lună în India. 1238 de dolari, dintre care 38% hoteluri, 23% transportarea și mâncarea 19% și restul deja entertainment a fost destul de mult ușor, a fost 13% și cam atât. Dintre în transportul ăsta se include și biletul de avion din Jaisalmer până în New Delhi, care a costat 150 de dolari cam pentru două persoane. Eu consider că pentru o lună, pentru două persoane, 1238 de dolari e destul de puțin. La acești bani se adaugă și biletele de avion. De exemplu, bilet dus-întors New Delhi a costat 1200 pentru două persoane. Sper că v-a plăcut vlogul nostru din India și stați aproape, deoarece foarte curând începem și publicarea videourilor din Sri Lanka. Ne vedem în Sri Lanka! Pa! Pa!